Bună seara! În seara asta vorbim despre cum curățăm argintul. Uitați și voi cât este de negru. Deci este negru-negru. Am cumpărat o soluție care este foarte eficientă pentru curățarea argintului, da? Silver Sparkle Mama Masi, da? Băgăm aici, da? Priviți-l că este negru. Îl lăsăm până se curăță. Ia uitați cum am băgat acum. Și numărăm 15 secunde, 20 de secunde. După aceea scoatem frumos și spălăm bine bine sub un jet de apă caldă. Pentru tot așa 20-30 de secunde. După aceea îl curățăm cu această cărpuliță, care este foarte eficientă. Scoatem acum și lănțicul, da? Uitați-l că este alb. Dar fiindcă soluția este prea cam ardă la mâini, dar preferat este să nu punem mâna în pe soluție. Și sub un jet de apă caldă, da? Îl spălăm bine, 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 pentru 20-30 de secunde. După aceea trebuie să o setim cu acea cărpuță mică, după cum v-am zis. Ne-a previst că și lănțișorul și crucilița a ieșit, da? E și culoarea, nu mai este neagră. Acum luăm și frecăm, lustruim cruciulița, lănțișorul. Acum și cruciulița, atât cât și lănțișorul, este lustruit. Uitați-vă și dumneavoastră această cârpă cu care am lustruit lanțul și cu crucea. S-a înnegrit. Până data viitoare când o voi folosi, se curăță singură această cârpă. E specială, vine odată cu această soluție. Găsiți pe piață. Da? Uitați-vă încă o dată cum îi spune, și multă baftă vă doresc să-l găsiți.